Vineri de la școală, iar de atunci este de negăsit. Ultimele imagini cu Mihaela Adrian au fost surprinse de camerele de supraveghere montate în curtea școlii. Mama fetei este disperată și se teme că micuța a fost răpită. De mai bine de 36 de ore, zeci de polițiști și jandarmi din Dâmbovița o caută pe copila de 11 ani, care a dispărut pe drumul dintre școală și casă. Forțe impresionante de ordine răscolesc pas cu pas toată zona. Au fost ridicate în aer două drone, un elicopter, iar jandarmii folosesc câini special antrenați. Și în această noapte, colegii mei au fost în teren și au continuat căutările. De asemenea, au beneficiat și de sprijinul unei drone cu termoviziune. Sunt peste 200 de persoane care desfășoară activități, atât jandarmi, pompieri, dar și cetățeni, cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat. O cameră de supraveghere instalată pe clădirea școlii a înregistrat-o vineri la ora 17 și 19 minute pe fetiță în timp ce pleca spre casă. Sunt ultimele imagini cu ea înainte să fie dată alarma. În mod normal, ar fi trebuit să ajungă în cel mult o jumătate de oră. Familia este însă convinsă că ar fi fost răpită de pe stradă de niște necunoscuți. Am scos niște camere, se vede că fața s-a speriat într-un timp, iar după aceea a încercat să plece pe lângă margine, deci... Este un pom la un moment dat care se vede camera și se vede că o trage cineva. Mihaela Adriana Fieraru are aproape 1,50 m de centimetri înălțime, în jur de 45 de kilograme, ochi căprui, păr lung castaniu. În momentul dispariției purta blugi de culoare albastră, bluză de culoare gri și era încălțată cu pantofi sport de culoare neagră cu roșu. Cine o vede sau poate da relații despre ea, este rugat să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliție. Locuitorii din mai multe sate ale comunei Cușma din județul Bistrița-Năseud au fost avertizați prin sistemul RoAlert despre prezența unui urs agresiv în zonă. Jandarmii ajunși la fața locului nu au găsit animalul în locul indicat de oameni. Forțele de ordine rămân în continuare la fața locului pentru a se asigura că nu există pericol ca ursul să reapară. Autoritățile le transmit cetățenilor care sunt martori ai unor astfel de situații să apeleze la 112, să nu încerce să intervină pentru îndepărtarea urșilor și să evite pe cât posibil contactul direct cu animalele. Aflați în căutare de hrană, urșii intră din ce în ce mai des în gospodăriile oamenilor. Nu se sperie nici de gardurile înalte, le rup și intră în grajduri de unde iau animale. Deținutul periculos evadat de la penitenciarul Focșani a fost prins de polițiști după mai bine de 30 de ore de căutări. Individul a fost găsit aseară într-un sat din Vrancea. Potrivit autorităților, bărbatul a fost prins de polițiști chiar în timp ce încerca să violeze o femeie. Aceasta s-a ales cu răni ușoare și a fost transportată la spital pentru mai multe investigații. Agresorul a fost ridicat de polițiști și dus la penitenciarul din Focșani. Sute de polițiști, jandarmi, câini de urmă și angajați ai penitenciarului Focșani au răscolit ieri fiecare metru de pământ pentru a-l găsi pe deținutul evadat din penitenciar. Autoritățile au instituit filtre pe șosele, au scotocit case părăsite, dar și pădurile din împrejurimi. Au mers inclusiv în comuna Boghești, unde a avut ultima dată domiciliul, însă nu au găsit nimic. Bărbatul de 39 de ani a fost găsit abia după 30 de ore. Potrivit poliției din Vrancea, acesta a fost găsit aseară în jurul orei 22. Individul se afla în localitatea Mahriu, în comuna Poiana Cristei. Surse judiciare spun că acesta se afla în casa unei femei pe care ar fi încercat să o violeze. Femeia s-a ales cu câteva răni. Evadatul a fost prins la o stână pe raza satului Petreanu, într-o zonă împădurită, greu accesibilă. La ora 19:10 am fost sesizați prin 112 de către o femeie din localitatea Poiana Cristei că ar fi fost agresată în locuința sa de către un bărbat necunoscut care i-a sustras suma de 180 de lei. Se arată într-un comunicat al poliției. Deținutul a fost preluat de către polițiști pentru a fi încarcerat din nou la penitenciarul Focșani. Pentru evadare, el riscă acum încă 3 ani de închisoare. Individul a fost condamnat în 2005 la 22 de ani de închisoare după ce a violat și a ucis o femeie de 74 de ani cu probleme psihice. Cu toate acestea, era încadrat în regim deschis, iar de mai bine de jumătate de an lucra la construcția unor hale. Acesta a evadat vineri de la punctul de lucru Golești. Potrivit paznicului fermei, evadarea a avut loc după ora 13, când deținuții au luat masa. În timp ce ceilalți pușcăriași s-au întors la muncă, criminalul a spus că vrea să se ducă la baie și a fugit.
Regizorul Alexandru Darie va fi înmormântat astăzi în cimitirul Belu din capitală. Prietenii și admiratorii lui au venit la Teatrul Bulandra pentru a-și lua rămas bun. Ducu Darie, apreciat în lumea întreagă pentru spectacolele inovatoare și dragostea pentru piesele lui Shakespeare, s-a stins din viață miercuri la numai 60 de ani. Fost director al Teatrului Bulandra, președinte al Uniunii Teatrelor din Europa, o personalitate care îi marca pe toți cei cu care lucra, Ducu Darie a moștenit talentul artistic de la părinții săi, actrița Consuela Roșu și actorul Iurie Darie. Ultimul spectacol pus în scenă de Ducu Darie a avut premieră în octombrie 2018. Coriolanus, o adaptare după Shakespeare, este un tulburător manifest politic. Anchetă în capitală. Gelu Voican Voiculescu, unul dintre inculpații în dosarul Revoluției, a fost luat la bătaie în propria locuință de un vecin. Din primele informații, fostul demnitar nu este în stare gravă. Gabriela Mihai ni se alătură cu detalii. Am găsit, incidentul a avut loc noaptea trecută, atunci când în jurul orei 23, unul dintre vecinii lui Gelu Voican Voiculescu, deranjat de zgomotul care se aude din apartamentul său, a intrat peste el în locuință. Așa cum spuneam, era deranjat vecinul său de muzica dată prea tare. În momentul în care a intrat în locuință, se pare că între aceștia a existat un conflict, iar Gelu Voican Voiculescu a sunat la numărul de urgență 112, și a reclamat tot ce s-a întâmplat. Ulterior, polițiștii din cadrul secției 1 au demarat cercetările și au întocmit un dosar penal pentru violare de domiciliu, dar și loviri și alte violențe. Urmează cel mai probabil să fie făcute și audieri în acest caz și vom vedea ce măsuri vor considera polițiștii că se impun. Viorica Dăncilă a fost în acest weekend în Alba Iulia și a vizitat fabrica de armament de la Cugir. La un moment dat, premierul s-a oprit pentru a face poze cu două fetițe care se aflau în fața unei puști de asalt. Se pare că fotografia cu șefa PSD și cele două minori a fost realizată într-o fabrică de arme la îndemnul premierului, relatează presa locală. Șefa guvernului a mers la festivalul Toamna Cugireană. Cel mai probabil nu s-a așteptat ca în sala Casei de Cultură, fabrica de arme, să expună cele mai reprezentative arme pe care le produce. Premierul și-a făcut fotografii în fața unei puști de asalt cu două fetițe. Viorica Dăncilă a vorbit cu micuțele care și-au făcut selfie cu ea în fața armei. Premierul Dăncilă a mers în acest weekend la Alba Iulia, alături de alți câțiva membri ai cabinetului său, la Congresul Județean al PSD Alba, apoi a mers la Cugir, la un festival local. Viorica Dăncilă a declarat că trebuie încurajată producția de armament și armata română să ia prima dată din producția autohtonă. Astăzi este ultima zi în care se pot depune candidaturi pentru prezidențiale. Până acum sunt 6 din 25. Înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz, va fi decisă de Biroul Electoral Central până pe 24 septembrie. Ni se alătură cu informații colega mea Alina Sorocean. Alina, bun găsit! Găsită până la ora 24 pot să-și depună candidaturile cei care doresc să se înscrie în cursa pentru prezidențiale, deși sunt 25 de persoane care și-au anunțat intenția de a candida pentru alegerile prezidențiale. Iată că nu toate și-au depus până acum semnăturile la Biroul Electoral Central. Printre cei care au făcut însă acest lucru se numără Viorica Dăncilă, Teodor Paleologu, Dan Barna, Claus Iohannis, Kelemen Hunor, Mircea Deaconu, Viorel Cataram a avut o problemă și a fost respinsă candidatura la Biroul Electoral Central. Înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz, va fi decisă însă de Biroul Electoral Central până pe 24 septembrie. Cel târziu, pe 25 decembrie, pot fi formulate contestațiile în acest caz la Curtea Constituțională a României. Soluționarea contestațiilor însă trebuie să aibă loc pe 26 septembrie. Din 27 septembrie, candidaturile vor rămâne definitive, iar mai apoi ordinea pe buletinele de vot va fi stabilită de Biroul Electoral Central pe 29 septembrie. Campania electorală, vă reamintesc că începe pe 12 octombrie și se va încheia pe 9 noiembrie. Pe 10 noiembrie este primul tur de scrutin, iar pe 22 noiembrie cel de-al doilea tur de scrutin.
Alina, mulțumesc pentru informații. Vești bune despre starea de sănătate a lui Gabi Balint în urma intervenției chirurgicale. Fotbalistul este în stare stabilă și chiar a vorbit deja cu rudele și cu apropiații. Gabi Balint va mai rămâne sub supravegherea medicilor de la Spitalul CC Iliescu din București o perioadă și suntem în legătură telefonică directă cu medicul Tudor Ciuhodaru. Bun găsit, domnule doctor! Bună dimineața! Dați-mi voie să le reamintesc telespectatorilor ce s-a întâmplat. Lui Gabi Balint i s-a făcut rău vineri seara, aflat că a suferit un infarct, a mers la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, profesor dr. CC Iliescu, unde i s-au montat 3 stenturi. În urma intervenției, iată, așa cum am văzut, vin vești bune. Gabi Balint este într-o stare stabilă, deja vorbește. Și aș vrea să vă întreb, la ce trebuie să fie atent din acest moment? De ce ar trebui să țină cont? În primul rând, acum un semnal de alarmă, că se referă la simptomatologia coronariană acută. Nu neglijați 4 tipuri de simptome, pentru că poate fi vorba de infarct. Adică, pe lângă acea durere precordială clasică, durerea toracică anterioară intensă, cu caracter de constricție, presiune și arsură, greutate, stângere sau sfederile ce iradiază în umărul și brațul stâng și care durează mai mult de câteva minute, s-ar putea să fie doar simptome nespecifice, de tipul respirator, osteoarticular sau digestiv. Acea lipsă de aer, sufocare sau leșin, respirație sacadată, palpitații, amețeli sau dureri la nivelul gâtului, brațelor, umerilor sau spatelui puse adesea pe seama efortului fizic sau afecțiunilor osteoarticulare sau grețuri, vărsături, dureri abdominale, arsuri epigastrice considerate adesea consecința unor excese alimentare sau afecțiuni digestive. Orice întârziere a diagnosticului și tratamentului poate fi nefastă și de aceea, chiar dacă nu sunteți siguri că aveți simptomele unui infarct miocardic acut, este bine să consultați un medic. Mai ales că țineți cont, în România, la fiecare 30 de minute, un român suferă un infarct, iar unul din 10 nu supraviețuiește. Sunt două lucruri esențiale pentru ca tratamentul obstrucției vaselor coronariane prin proceduri de acest tip, intervenționale de revascularizare, fie că vorbim de bypass sau implantarea unui stent, să fie eficient și să ofere pacientului posibilitatea unei vieți normale. În primul rând, schimbarea modului de viață prin reducerea stresului, oprirea fumatului, scăderea colesterolului și a glicemiei, controlul tensiunii arteriale, ce duce la tratarea simultană a acestor factori de risc coronarian. Pentru că nu e suficient să pui un tub să asiguri fluxul coronarian dacă factorii de risc persistă. Iar în al doilea rând, respectarea corectă zi de zi a tratamentului medicamentos antiagregant plachetare indicat de medic. Iar medicul curant va evolua oportunitatea unei noi operații dacă se poate să se ajungă la ceva, luând în considerare chiar mai mulți factori, printre care prezența și severitatea simptomelor afecțiunilor coronariene, sediul și severitatea obstrucției pe arterele coronare, răspunsul la alte tratamente, calitatea vieții pacientului și alte probleme medicale pe care le prezenta acesta. Avem o mare problemă în România și spun încă o dată, mare atenție, recunoașterea și reacția rapidă sunt esențiale, dar în România prevenția este la pământ, nu există educație pentru sănătate și țineți minte că am propus acest lucru de 1000 de ori în Parlamentul României sau programe naționale de diagnostic precoce, acel screening. În Norvegia, ca fapt divers, după un program care a durat 15 ani în care pacienții au fost educați să se prezinte la analize, incidența afecțiunilor cardiovasculare a scăzut cu 80%. Și sper că și acum în Comisia de Sănătate a Parlamentului European vom face ca aceste programe extrem de eficiente de educație și de diagnostic precoce să devină o rutină în întreaga Europa, pentru că uitați-vă și dumneavoastră, infarctul miocardic apare la vârste din ce în ce mai mici și nu mai este o surpriză chiar la pacienți care anterior au avut o viață sportivă sau nu au avut alte tipuri de probleme. Vă mulțumesc foarte mult, domnule dr. Tudor Ciuhodaru, pentru intervenție și pentru toate explicațiile. Vești proastă pentru români, toamna vine cu o serie de scumpiri. Oamenii vor plăti mai mult pentru pâine, gaze, energie electrică, dar și pentru încălzire. Tarifele la utilități pentru industrie cresc continuu după ce autoritățile au plafonat la începutul anului prețurile la gaz și curent. Seceta a măcinat culturile din sudul țării. Din cauza că nu a mai plouat de câteva luni, cerealele pentru care agricultorii au trudit mult în primăvară s-au uscat. Iar asta va crește prețul la pâine, spun specialiștii. Bărăganul rămâne, în lipsa irigațiilor, la mila cerului. Cel mai grav este că grâul de toamnă trebuie însămânțat până pe 15 octombrie și, dacă nu plouă, există riscul ca producția să fie mult diminuată, atât cantitativ cât și calitativ. Proprietarii brutăriilor din întreaga țară spun că un motiv pentru scumpiri sunt și costurile mai mari ale utilităților. Creșterile par de neoprit după ce autoritățile i-au
obligat pe producători să vândă populației încă din primăvară gaze la un tarif plafonat de 68 de lei pe megawatt oră până în 2022. Astfel s-a ajuns ca gazele vândute în România să fie de două ori mai scumpe decât cele de la Viena, unde este cea mai mare piață de profil din regiune. Și energia electrică se vinde acum cu aproape 250 de lei pe megawatt oră, mai mult decât în țările din regiune. Dintr-o dată 700 de megawatt au dispărut din sistem. Normal că nu că se creează neapărat o panică, dar piața reacționează și atunci oferta fiind mult mai mică, prețul crește. Economiștii estimează un efect în lanț. Se vor scumpi și alte alimente și bunuri de larg consum. Iar asta afectează în primul rând consumatorii, dar și competitivitatea. Autoritatea de reglementare în energie a propus recent reducerea perioadei de plafonare a prețului gazului pentru populație până în martie 2020, asta și pentru că România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene pentru plafonarea tarifelor la producător. Drumeție cu peripeții pentru un turist de 28 de ani. Tânărul a plecat pentru câteva zile la munte împreună cu un grup de prieteni, iar ieri dimineață au plecat de la cabană într-o expediție în Valea Albă. În timp ce urca, un bolovan s-a desprins din versant și l-a lovit pe bărbat în zona capului. Au intervenit salvamontiștii din Bușteni, care i-au acordat tânărului prim ajutor, l-au coborât de pe munte și l-au predat unui echipaj de ambulanță. Tânărul a fost transportat la spital, unde este acum supus unor investigații medicale suplimentare. Alertă în București, o fetiță de 11 ani este dată dispărută de 5 zile de familie. Bunicul copilei l-a spus autorităților că înainte de dispariție, fetița i-a cerut o sumă de bani pentru a-și cumpăra ceva. De atunci, nici urmă de ea. Poliția Capitalei îi roagă pe cei care au informații despre minoră să sune imediat la 112. Roberta Maria Magdalena Dumitru, în vârstă de 11 ani, a plecat de acasă miercuri și nu a mai dat niciun semn. De atunci este căutată de familie și autorități. Bunicul copilei le-a spus autorităților că aceasta i-a cerut o sumă de bani pentru a-și cumpăra ceva, iar de atunci nu a mai putut fi contactată. Poliția Capitalei a făcut publică imaginea minorei și le cere oamenilor care au văzut-o sau au informații despre ea să sune la 112. Roberta a plecat pe 18 septembrie de acasă dintr-un bloc din sectorul 3. Minora are o înălțime de 1,60 m, o greutate de 95 de kg, ten creol, față ovală, păr vișiniu, drept, de lungime medie și ochi negri. Deasupra genunchiului drept are două cicatrice reprezentând două inimi. La data dispariției era îmbrăcată cu un tricou alb cu mânecă scurtă, pantalon de training gri, iar în picioare avea Adidas negri. Incendiu de proporții în vestul țării, un depozit cu 2000 de tone de cereale și un tractor s-au făcut scrum. Pompierii se luptă cu flăcările uriașe care riscă să ajungă la clădirile și utilajele din zonă. Mai mult, fumul gros se poate observa de la distanță. Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate 8 autospeciale cu 2 ofițeri, 4 subofițeri și 9 voluntari. Incendiul a izbucnit la un depozit din Sântana, situat în apropierea gării din localitate. Zeci de pompieri cu mai multe autospeciale s-au luptat cu flăcările care amenințau să se extindă și la clădirile din jur. Apelul a avut loc în jurul orei 2 în această dimineață. În prima fază a intervenției au fost deplasate 2 echipaje a detașamentului de pompieri Arad și 1 a serviciului voluntar din Sântana. În momentul sosirii celor 3 echipaje, datorită implorii incendiului, un depozit de cereale de aproximativ 1500 de metri pătrați, în care s-au aflat în jur de 2000 de tone de cereale, au fost suplimentate forțele de intervenție cu încă 2 autospeciale. După aproximativ 6 ore de intervenție, focul a fost stins. Potrivit ISU Arad, depozitul se află în continuare sub supraveghere. Incendiul deosebit de puternic, generalizat, intervenția dificilă datorită imposibilității pătrunderii și stingerii din interior, întreaga construcție risca să prăbușească și datorită prezenței materialului combustibil, cereale din abundență. Incendiul nu s-a soldat cu victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Din primele informații, vâlvătaia s-a aprins din cauza unei defecțiuni de la un utilaj. Cercetările continuă în acest caz.
Razie de amploare azi noapte în centrul orașului Timișoara. Polițiștii de la Brigada Rutieră i-au luat la puricat pe șoferii care vorbeau la telefon fără handsfree, dar și pe cei care nu purtau centura de siguranță. Un șofer a fost prins drogat la volan și alți conducători auto băuți. Polițiștii au dat amenzi de 10.000 de lei. Sute de mașini au fost controlate, iar șoferii puși să sufle în etilotest, ori în dispozitivul care detectează consumul de droguri. Deși sunt obișnuiți cu astfel de situații, nu mică le-a fost mirarea polițiștilor când au găsit peste 30 de șoferi care s-au urcat băuți la volan. Toți 32 au rămas fără permis. Era druga 13. Am băut un suc de ăla de zmeură. N-are nicio relevanță, domnule, suc de zmeură. Ați băut? Ați consumat alcool. Unul dintre șoferi s-a ales cu dosar penal după ce a fost descoperit drogat la volan. Tânărul consumase cannabis. De ce ai fugit de poliție? Ai consumat droguri? Ce scobitoare dacă ai mai vrut? Ia-i te rog și banii ăștia. Cannabis pozitiv. Ia-i te rog, ți-a dat ție banii. Cristin, da? Cannabis pozitiv. Păi ți-am zis că iasă cannabisul. Ce ți-am zis? La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș s-a desfășurat o acțiune de verificare și control în trafic ce vizează prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, respectiv prevenirea consumului de alcool la volan, precum și depistarea conducătorilor auto care depășesc limita legală de viteză. În urma raziei au fost date peste 300 de amenzi în valoare de peste 100.000 de lei. Bugetari. 1 martie, ziua mărțișorului, ar putea deveni zi de sărbătoare națională pentru oficializarea și promovarea unei sărbători populare românești ancestrale, incluse în patrimoniul universal în anul 2017. Se arată într-un proiect legislativ depus la Senat de un deputat PSD. Inițiatorul proiectului spune că, citez, mărțișorul reprezintă o marcă distinctivă și un element specific de autenticitate a expresiei culturale tradiționale românești. El constituie unul dintre cele 7 elemente românești incluse de UNESCO în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, alături de doină, de ritualul călușului și de tehnicile de prelucrare a ceramicii de Horezu. Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat ca primă cameră sesizată, Camera Deputaților fiind decizională. Elevii din România au cele mai multe zile de vacanță comparativ cu restul elevilor din Uniunea Europeană. În acest an școlar, elevii vor avea parte de 41 de zile de vacanță de sărbători potrivit calendarului anului școlar 2019-2020. Sunt 23 de zile pentru vacanța de Crăciun și încă 18 zile libere în vacanța de Paște. Și asta în condițiile, deși durata vacanței de Crăciun în țările Uniunii Europene variază între 7 zile și 23. Elevii din România sunt în culmea fericirii. Anul școlar 2019-2020 vine cu mai multe zile libere. Potrivit raportului Euridice despre organizarea timpului școlar, elevii români au cele mai lungi perioade de vacanță din Uniunea Europeană. În acest an, elevii vor avea o vacanță de 23 de zile de Crăciun și 18 zile de Paște. Asta deși în țările din Uniunea Europeană, vacanța de Crăciun variază între 7 și 23 de zile. Vacanța de Paște are de asemenea cea mai mare durată în România, de 18 zile față de 4 zile în Lituania și Finlanda. Această vacanță nu există în 3 țări, unde există, în schimb, o vacanță de primăvară. Durata vacanței de Crăciun și a celei de Paște a fost mărită anul acesta, după ce Ministerul Educației a decis eliminarea vacanței intersemestriale de la finalul lunii ianuarie, începutul lunii februarie și micșorarea semestrului întâi cu circa 3 săptămâni. De asemenea, România este una dintre cele 4 țări din UE, alături de Cipru, Ungaria și Grecia, care nu are nicio vacanță intermediară în perioada dintre Crăciun și Paște. Ghiozdane tot mai grele, teme peste teme și tot mai multe activități. Elevii sunt din ce în ce mai încărcați, stresați și obosiți atât la școală cât și în afara ei și nu prea mai au timp să se bucure de copilărie. Psihologii avertizează că mai bine de jumătate dintre elevii claselor 1-4 se plâng de dureri de cap din cauza supra-solicitării. Obișnuiți cu joaca de la grădiniță, odată ce au pășit în clasa 0, copiii sunt supuși unei schimbări
bruște. Au multe teme și o grămadă de activități în școală și în afara ei, iar asta îi obosește peste măsură. Le răpește cheful de viață, spun psihologii. Mai mult, aceștia îi avertizează pe părinți să nu cadă în capcana asupra solicitării propriilor copii. Cei mici pot ajunge să aibă stări de depresie și izolare, dar și dureri de cap dacă sunt încărcați cu activități foarte multe. Nu sunt puține studiile care arată că durerea de cap este cel mai întâlnit simptom în rândul copiilor supra-solicitați. Stilul parental, adică cum se comportă părintele și atitudinea părintelui față de performanța școlară a copilului, determină foarte clar starea de bine a acestuia. Adică dacă copilul se simte bine și când mă refer la faptul că se simte bine, atunci părintele trebuie să fie atent dacă copilul nu cumva începe să indice niște stări de anxietate, depresie, retragere cumva în sine, un sindrom fizic, adică dureri de cap, apatie. Activitățile în aer liber sunt un pariu câștigător. Și atunci părintele trebuie să-și pună întrebarea: ce fel de stil parental are sau adoptă? De cele mai multe ori, aceste lucruri se întâmplă în momentul în care părintele insistă foarte mult cu numărul extrem de mare de activități pe care un biet copilaș trebuie să îl facă. Cu cât sunt mai liberi, cu atât devin mai deschiși și, odată cu vârsta, copiii se pot autoresponsabiliza. Unul dintre cele mai frumoase drumuri din țară și din lume, Transfăgărășanul, a împlinit 45 de ani de când a fost dat în folosință. Drumul ajunge la peste 2000 de metri altitudine și are o lungime de 151 de kilometri. A fost descris drept cel mai spectaculos drum din lume de Jeremy Clarkson, unul dintre realizatorii emisiunii Top Gear. Însă, de mai bine de 15 ani, drumul nu a mai cunoscut o reparație majoră. E plin de gropi și de nivelări, podurile sunt rupte, iar echipa care se mai ocupă de cârpeli este formată din doar 3 oameni. Drumul printre nori, așa cum mai este denumit traseul, Transfăgărășanul, pornește din comuna Bascov de lângă Pitești și urcă valea râului Argeș, trecând și prin orașul Curtea de Argeș. Drumul Transfăgărășan trece și prin fața hidrocentralei Vidraru, iar în apropierea cetății Poenari, drumul urcă pe serpentine și viaducte. Și din străinătate sunt încântați de peisaje, dar spun că nu vin foarte des din cauza stării deplorabile a șoselei. Transfăgărășanul este deschis de la 1 iunie până pe 30 octombrie, iar cei care asigură mentenanța drumului spun că este imposibil să poți circula în timpul iernii. De asemenea, o reparație majoră nu a mai fost făcută de mai bine de 15 ani. Am revenit, continuăm cu informații externe. Stare de alertă în Albania. Un cutremur cu magnitudinea 5,6 a provocat pagube uriașe în capitală, dar și în alte orașe ale țării. Zeci de oameni au fost răniți după ce au fost prinși sub dărâmături. Autoritățile încă mai caută posibile victime. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar sute de mașini au fost avariate. Panica a fost accentuată și de o replică puternică de 5,2 pe Richter, produsă la doar 11 minute. Potrivit Ministerului Apărării de la Tirana, acesta a fost cel mai puternic seism din Albania din ultimii 30 de ani. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imagini apocaliptice au fost surprinse ieri în capitala Albaniei. Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter a făcut prăpăd în doar câteva minute. Potrivit seismologilor, cutremurul s-a produs în apropierea orașului Dures, în Marea Adriatică, la o adâncime de doar 10 km. Seismul a avut loc în jurul prânzului, când mulți oameni se aflau la plimbare. Panica a fost accentuată și de o replică puternică de 5,2 pe scara Richter, produsă la doar 11 minute. În zona capitalei Tirana, 48 de case și 3 blocuri de locuințe au fost afectate în urma seismului, iar în regiunea Dures, 42 de case și 4 blocuri au avut de suferit, potrivit unui comunicat dat de ministrul apărării. Bilanțul se ridică la peste 20 de victime. Alimentarea cu electricitate și liniile telefonice au fost întrerupte în câteva cartiere din Tirana, dar și în localități din jurul capitalei. Potrivit Ministerului Apărării de la Tirana, acesta a fost cel mai puternic seism din Albania din ultimii 30 de ani. Seismul s-a simțit și în Macedonia de Nord, Muntenegru sau Grecia, dar s-a simțit foarte puțin și în estul peninsulei italice.
Meghan Markle și prințul Harry au participat vineri la nunta designerului Misha Nunu. Ducesa de Sussex a purtat o rochie Valentino. La ceremonie au participat și alte nume mari, printre care Ivanka Trump, Katy Perry, Orlando Bloom sau James Corden. Meghan Markle și prințul Harry au fost în acest weekend invitați de onoare la nunta creatoarei de modă Misha Nunu, prietena prin intermediul căreia fosta actriță l-a cunoscut pe prințul Harry în 2016. Nunta a fost organizată la cel mai mare studio de film din Italia, la o vilă din secolul al XVII-lea. Ducesa de Sussex a purtat o rochie în valoare de $13,500. Printre invitații de seamă prezenți la eveniment s-au numărat Ivanka Trump și soțul ei, Jared Kushner, cântăreața Katy Perry, iubitul acesteia, actorul Orlando Bloom, vedeta TV James Corden și prințesele Eugenie și Beatrice, verișoarele prințului Harry al Marii Britanii. Acestea au fost informațiile orei 12. Rămâneți pe B1 TV, Irina Petraru vă așteaptă la fix alături de invitații săi la Talk B1.